Samariteanul cel bun. Învățătorule, ce trebuie să fac pentru a primi viață veșnică? Omul care a pus întrebarea a fost un avocat și el încerca să-l încurce pe Iisus. Ceea ce legea lui Dumnezeu spune, Iisus a răspuns. Iubește pe Dumnezeu și pe aproapele tău, a spus omul. Dar cine este aproapele meu? A întrebat el. Pentru a răspunde la întrebarea acelui om, Iisus a spus o poveste despre un om într-o călătorie pe drum de la Ierusalim spre Ierihon. Omul a fost atacat de hoți. Hoții au furat tot ce au putut găsi, chiar luni și hainele călătorului. De asemenea, l-au rănit grav, lăsându-l jumătate mort la marginea drumului. După întâmplarea aceasta, a venit un preot. Cu siguranță că îl va ajuta pe omul rănit. Nu, când a văzut pe omul sângerând, el a trecut de pe partea cealaltă a drumului. Curând, zgomotul picioarelor a unui călător anunța că se apropie o altă persoană. El a fost un levit, un om care ajuta preoții de la templu. El s-a apropiat și s-a uitat la omul rănit, apoi a plecat mai departe fără să-l ajute. În sfârșit a venit un samaritean. Evreii urăsc pe samariteni. Oamenii care ascultau povestea lui Iisus nu credeau că un samaritean să fie erou. Dar el a fost. Samariteanul s-a îngrijit și s-a oprit să-l ajute pe om. Samariteanul s-a îngenunchiat și a pus ușor medicina și a bandajat rănile străinului. Apoi l-a ajutat să se suie pe măcarul lui. La un han lângă drum, samariteanul s-a îngrijit de străin toată noaptea. Dimineața, el a plătit pe hangiu să îngrijească de străin până se va face bine. Povestea s-a încheiat. Iisus a întrebat, cine a fost aproape de omul rănit? Avocatul a răspuns, aproapele lui a fost samariteanul care a arătat milă față de el. Du-te și fă și tu la fel, a spus Iisus. Aproapele tău este oricine este în nevoie. Noi putem să arătăm dragoste persoanelor în nevoie. Aceasta îl face pe Dumnezeu bucuros. Samariteanul cel bun, o povestire din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, se găsește în Luca capitolul 10. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină. Psalm 119:130.